Conducerea prefecturii s-a întâlnit de Ziua Națională a României cu o serie de copii din Vaslui, peste 50 de elevi ai școlilor gimnaziale Elena Cuza și Ștefan cel Mare, alături de colegii mai mari de la Liceul Emil Racoviță, au trecut pragul instituției. Unii chiar au stat pe scaunul prefectului. Am o stare de bine și, nu știu, sunt mândră că sunt... Am fost foarte mândră că m-am așezat pe scaunul domnului prefect și... Te vezi acolo în viitor? Nu știu, chiar nu știu, depinde cum vor fi timpurile care vor urma. Este un prilej de sărbătoare, o zi cu care noi ne mândrim enorm, pentru că prin sânge, prin venele noastre curge același sânge de român și nu trebuie să trecem nici măcar într-un an peste acest eveniment deosebit de frumos. Eu m-aș întoarce oricând în țară dacă forțată de niște circunstanțe ar trebui să o părăsesc, pentru că sufletul meu rămâne întotdeauna aici. Tinerii au vizitat instituția, au discutat cu prefectul și au primit dulciuri și diplome. Ce clasă suntem? A 7-a, 8-a. E nasul la geometrie, nu? Da. Iuliana Albu. Aici. Raluca Lihor. Aici. Sigur că e o zi specială, este 1 decembrie și este Ziua Națională a noastră a românilor. N-are cum să nu fie o zi specială și am ținut neapărat să mă întâlnesc cu elevii vasluieni. Au venit, să-i spunem așa, 3 generații de copii. Am primit de la o școală elevi de clasa 3-a și a 4-a, care m-au impresionat prin educația pe care o au și cât sunt de frumoși. Ne-au lăsat desene, ne-au lăsat gândurile lor scrise. A fost doar prima întâlnire cu tinerii. Conducerea prefecturii intenționează ca astfel de evenimente să aibă loc mai des.